vrea să instruiască un om, să zguduie un om, să mântuiască un om. Când Dumnezeu vrea să modeleze un om pentru un rol nobil, când El tânjește din toată inima ca să creeze un om mare și curajos, încât să uimească toată lumea, privește metodele, privește căile, privește cum fără milă șlefuiește pe cel ales în mod suveran, cum îl mustră și îl rănește și cu lovituri puternice îl transformă în formă de lut înțelese numai de el, în timp ce inima plânge și mâinile se ridică în implorare. Dumnezeu îndoaie, dar niciodată nu rupe. El își asumă toate riscurile. El se folosește de cel ales, îl topește prin încercare, îl influențează prin atotputernicia lui și îl provoacă să-i pună la încercare atotputernicia. Domnul știe ce are de gând. Amin. Amin.